Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2022 pentru plata compensațiilor de care beneficiază disponibilizații de la complexul energetic Hunedoara SA aflat în insolvență. Planul de disponibilizare a fost aprobat luna trecută de adunarea generală a acționarilor și prevede disponibilizarea unui număr de 360 de persoane, dintre care un număr de 118 persoane sunt pensionabile, astfel încât beneficiarele venitului de completare vor fi 242 de persoane. Pentru acestea se prevede alocarea sumei de aproape 33 de milioane de lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2022.